Dragele, bună ziua! Astăzi vom vorbi despre perioada regalității în Roma antică, despre cei 7 regi care au pus bazele unei structuri politice, sociale și economice pentru viitorul mare imperiu roman. Eu sunt Lucia Caciucroșoru și vă propun să pornim la drum pentru a vedea ce au reușit să realizeze primii 7 regi ai Romei. Unitățile de competență pe care vom încerca să le dezvoltăm sunt următoarele. Enumerarea cauzelor evenimentelor din istoria antică, stabilirea relației dintre cauze și evenimente, formarea mesajelor simple în baza informației selectate din surse și construirea schemei cauză, eveniment și consecință. Acestea fiind spuse, vreau să vă propun să vă notați și acele noțiuni noi care țin mai mult de aspectul geografic, Latium, Palatium și Palatin și Alba Longa. Am lăsat și două spații libere pentru ca să le completați voi. Poate găsiți noțiuni noi care necesită explicație. Dacă sunt astfel de noțiuni, puteți să o faceți cu încredere și să căutați explicația acestor noțiuni. Cercetările arheologice despre începutul Romei spun următoarele, că între ceea ce spune legenda și între adevăr, există foarte multe tangențe și că mult din ceea ce ne prezintă legenda este adevărat. În imaginea de mai jos îi aveți pe cei 7 regi ai Romei antice, cei 7 regi care au încercat dintr-o cetate să transforme acest stat într-un stat cu pretenții de dominație teritorială. Primul rege, regele fondator al Romei, a fost Romulus, unul din cei doi frați gemeni care ajunge să stăpânească această cetate, ajunge să o construiască și să o conceapă ca organizare și teritorială, și politică, și economică. După fondarea orașului, Romulus a creat legiuni romane și senatul roman, a adus cetățeni în noul său oraș prin răpirea femeilor triburilor vecine, a Sabinilor. Cel mai mare cuceritor al Romei antice este acest Romulus și totodată este personajul divin al poporului roman în zilele noastre, rămânând și astăzi o figură legendară. De asemenea, Romulus a fost zeificat și este considerat un zeu al poporului roman. El a fost cel care a pus bazele acestei civilizații și de aceea, probabil, îi se acordă atât de mare importanță și atât de mult respect din partea italienilor care îl venerează. Al doilea rege al Romei din neamul Sabinilor este Numa Pompilius. El, fiind succesorul lui Romulus, este preocupat mai mult de probleme religioase. Dacă Romulus s-a ocupat de probleme administrative, probleme politice, acesta acordă mare atenție religiei, considerând-o foarte importantă în edificarea unei comunități de cetățeni uniți. Construiește templul zeiței Vesta, unde va arde focul veșnic, acesta simbolizând prosperitatea Romei. A reformat calendarul roman, ajustându-l pentru anul solar și a adăugat lunile ianuarie și februarie. Separă zilele săptămânii în zile de sărbători și zile de lucru, zile normale. Tot el instituie ritualuri religioase la Roma și organizează primele bresle profesionale ale romanilor. Un alt rege care s-a evidențiat mai mult printr-o politică externă activă este Tullius Hostilius, este acel rege care rezolvă vechiul conflict
cu Alba Longa, oferind romii mai mari teritoriu și putere. Acest război este foarte interesant, puteți să citiți lucruri suplimentare în literatura pe care o să o găsiți la final, de asemenea într-un link unde este descris conflictul dintre romani și civilizația de la Alba Longa. De asemenea, trebuie de menționat că el a luptat de multe ori uitând de alte obligațiuni care țin de venerarea zeilor, fapt pentru care nu a fost privit cu ochi buni de către societatea sacerdotală a Romei. Până la urmă, multele războaie pe care el le ducea și poate puțină atenție asupra Romei ca și oraș, a adus la momentul că în Roma a izbucnit o epidemie de ciumă, el singur devenind victimă a acestei boli. Ca urmare a domniei acestui rege, Roma își pierde un pic din influență și cel care va veni și va restabili această situație va fi Ancus Marcus, Marcius. Ancus Marcius a fost cel de-al patrulea rege al Romei, poate a făcut puține pentru a mări granițele, ducând războaie doar atunci când era strict necesar, în schimb, s-a preocupat de ceea ce nu a făcut predecesorul său, și anume a construit un apeduct, ceea ce era foarte important pentru a menține starea de bine în oraș. De asemenea, a construit prima închisoare romană pe colina Capitoliului și, la fel de important, este faptul că a construit primul pod peste Tibru, un pod care și astăzi este pe teritoriul orașului Roma. Cel de-al cincilea mare rege al Romei a fost Lucius, cel care este considerat primul rege etrusc, un rege care s-a impus printr-o politică internă foarte activă. În perioada lui a fost demarată construcția circului Maximus, doar demarată pentru că va fi continuată și finalizată pe timpul urmașilor săi. De asemenea, el a fost cel care a creat un sistem de canalizare și a asigurat Romei sistemul de apeduct cumulat cu cel de canalizare, ceea ce este absolut firesc pentru timpurile noastre. Acest rege, prim rege etrusc, a domnit 37 de ani și a fost urmat de un alt rege, e vorba de Servus Tullius, cel de-al șaselea rege roman, care a elaborat și a impus o nouă constituție. Prin această constituție, romanii erau împărțiți pe categorii sociale. Tot el construiește ziduri de apărare în jurul cetății, fapt care ne confirmă presupunerea că în această perioadă Roma era atacată de dușmani și acest zid de apărare era absolut necesar pentru a păstra integritatea acestei cetăți. Totodată, el introduce votul în cazul luării de decizii în Senat, spre deosebire de predecesorul său. Servus Tullius a domnit 44 de ani, deci a avut o domnie mai lungă și probabil și mai prosperă dacă comparăm acțiunile unuia și altui rege. Cel de-al șaptelea rege care a fost izgonit din Roma este Lucius Superbus, cel care a folosit violența, teroarea, uciderea pentru a menține controlul asupra Romei. El vine la putere în niște condiții foarte bizare, foarte neclare. Conform unor autori antici, se zice că el a uzurpat puterea. De asemenea, pentru a-și menține influența, a abrogat un șir de legi care i-au permis să impună teroarea. De asemenea, el a completat templul lui Jupiter,
început de tatăl său și a alăturat și a distrus toate raclele Sabine, considerându-le nedemne de a se afla acolo. El fiind de altă origine, adică de origine etruscă. Finalul acestei domnii este unul trist, el, după cum vă ziceam, a fost izgonit din Roma și după aceea în Roma se instaurează Republica, un subiect despre care vom vorbi la lecția următoare, adică Roma-Republică, și vom vorbi de asemenea și despre extinderea teritorială a Romei. Acum însă, în concluzie, aș vrea să vă fixați următoarele idei, că etruscii au avut o influență considerabilă asupra civilizației Romei antice, datorită acestora romanii au învățat să construiască bolți, să folosească alfabetul, să consulte zeii, treptat cetatea înconjurată de ziduri de apărare cu un sistem de asanare a mlaștinilor și de canalizare a început să se dezvolte și acest lucru iarăși îl datorăm etruscilor. Tot ei au fost cei care au construit străzi, foruri, temple și alte edificii publice. Regii Romei, în număr de 7, au dat orașului o adevărată structură, precum și o nouă organizare socială, politică, militară și religioasă. Trebuie să constatăm în final faptul că, datorită regalității, viitorul stat roman, viitorul Imperiu Roman, are o structură clară, atât din punct de vedere a organelor de conducere, cât și a structurii și proiecției orașului. Ulterior, cei care vor forma acest stat, vor dezvolta această civilizație, vor avea ca model, vor avea ca structură ceea ce s-a făcut în perioada regalității și în mare parte a fost realizat de către cei trei regi etrusci. În anul 509, regele, după cum ziceam, a fost alungat din Roma și Roma devine republică, condusă de magistrați, funcționari, cum le spunem noi astăzi, aleși în fiecare an de rândul nobililor romani, a patricienilor. Ziceam că la acest subiect vom vorbi data viitoare. Dragi elevi, tradițional, pe final vă las și literatura pe care o puteți consulta, inclusiv și un link în care puteți găsi informații suplimentare, legenda despre Roma antică. Mie nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție și să vă aștept la o nouă întâlnire cu istoria Romei antice. O zi bună în continuare!